Florentina și Mihai sunt împreună de 6 ani. A fost dragoste la prima vedere, iar iubirea lor s-a concretizat odată cu nașterea fetiței ce are acum 3 ani. Astfel, în tânărul cuplu au apărut și greutățile materiale, iar Mihai este nevoit să treacă de limitele legii pentru a-și întreține familia. Este prins și acuzat de tâlhărie, iar un an mai târziu, Florentina este arestată pentru trafic de drog. Cu toate că împart același penitenciar, cei doi se întâlnesc o dată pe lună și atunci doar la vorbitor. Cum supraviețuiește dragostea în penitenciar și cum afectează regimul de detenție viața de cuplu, aflăm în această seară de la Florentina și Mihai. Bună ziua, soț și soție! Da. Tu trebuie să... Ana și Gelu s-au cunoscut în urmă cu 4 ani, având comun același viciu, heroina. Gelu era traficant, iar Ana consumatoare de droguri, așa că primul lucru pe care l-au împărțit a fost o seringă. Un an mai târziu au fost arestați, însă iubirea lor a supraviețuit dincolo de gratii. Oare iubirea pe care o poartă lui Gelu o va ține pe Ana departe de tentațiile libertății? Aflăm în această seară chiar de la cei doi îndrăgostiți. Bună ziua, Mirela și Gelu. Mădălin are doar 23 de ani, însă niciodată nu s-a gândit că o banală altercație într-un bar îi va schimba complet viața. A fost acuzat pentru tâlhărie și închis pentru 5 ani. În 2006 o cunoaște pe Daniela. Iubirea fulgerătoare îi dă speranța lui Mădălin, așa că cei doi își fac planuri pentru viitor. Însă în urmă cu 2 luni, Dani, cum o alinta Mădălin, este eliberată. De atunci nu a mai primit nicio veste de la fosta deținută. Nu poate să renunțe la sentimentele pe care le nutrește pentru Daniela și de aceea ar dori de la doctorul Andrei un sfat despre cum ar trebui să-și mențină iubirea aproape. Salut!